Vă salut, dragi prieteni! Azi 25 aprilie, ziua Giflorii. Vreau să vă mai arăt ceva ce am făcut iară. Această iepuriță am găsit-o ieri puiată cu doi puișori. Și din păcate au fost răi și au fost împrășteați până boxă și dimineața i-am găsit morți, din păcate. Și am pus de la altă iepuriță, stai să vă arăt, asta e iepuriță la domnul Dani Husar. La prima puiere, vineri mi-au puiat așa zisă mică, femeluța scoasă la mine. Hai, lasă-ne să vedem ce avem aici. Mi-au puiat 11 puișori. Am dat-o cu masculul de secuiesc. Și uitați aici ce are aici. 11 ghemotoace și am luat 4 și am pus dincolo la care am început videoclipul. Așa. Și eu mi-s curios să vedem ce se întâmplă. Dacă îi puneam ieri, dar nu mi-am dat cu seama. Aici mai avem 6 masculași. Da, sper să fie bine. Am văzut că au început să sugă din ei. Aici secuiescu. Aici femeluțele. Metiș, aici domnul Max. Vreau să vă arăt și un puișor de găină. Din păcate, mama lui în ziua când trebuia să scoată o murit. Oile au fost deja crăpate, tăce, ciomnice, cum se spune. Asta l-am pus la bec aici. Și asta e viața. Așa cum bine știți, masculul ce secuiesc. Asta e tata puilor ăștii negri. Ăștii de aici. Aici am dus puișorii la piață. Și când i-am băgat înapoi, deja mama a vrut să-i bată. Bine, mama e și gestantă, nu știu, are vreo 10 zile, 12 zile, nu mai știu chiar exact. Și ce credeți că a făcut Danus? I-a băgat aici la așa zisă. Uitați acolo. Uitați ăsta, ăla, ăla, am mai dat unul ieri, unul astăzi am mai dat din ei. Și asta e. Ne-am pus acum, nu știu, are vreo 11 pui acum pe ea. Îi mai las un pic să fie și ei un pic mai sănătoși. O să-și face siesta de amiază. Aici e craii. Aici e mâncare acum. Pe da, uitați, am făcut aici un suport, nu știu dacă vei mai l-am uitat. Niște roți de scaun. Le-am sudat pe acest suport și să-l duc după mine. Aici așa, mă duc. Eu de aici și la fiecare boxă mă ajută cu un fel de suport. Aici am dat unul gri, unul dintre ei gri, un metiș și am mai băgat și aici hicol. Cât am mai băgat aici? Doi. Am mai pus doi hicol și aici. Aici am deranjat puișorii au fost la masă. Năzdrăvanii. Alții dorm. Fiecare cu activitățile lor. Așa stă pe poziție. Bineînțeles, în afară de unul. Așa. Ăștia toți sunt 4. Mama a lăsat puișorii cu lăptatul. Aici a mai plecat un masculaj la Timișoara. Mai sunt 2 masculi, unul ar fi disponibil. Aici a pitice tot 6. Aici e purița scoasă la mine. Aici am dat femeia la ce secuiesc, tot la Timișoara. O plecat împreună cu masculul scos la mine. Femeluța a fost din ziua și dată la montă. Aici femeluța, încă n-am dat-o la montă. O mai lăsăm un pic.
Și aici unde am zis că trebuie eliminată la sară, sară mi-a puiat. O fi și cazul din decembrie, tot am dat-o la montă, acum în martie o luat. Și hai să vedem. Ce mă? Ia să vedem ce mai are și asta pe aici. Are un purticănos, 2, 3, 4 și încă 4, 8 purticănoși. Ia pe că și ăsta cât e purticănocul la el. Îi pune la loc. Așa. Și doamne, mulțam că a reușit să scot o rânge puișă din ea. Că e păcat de ea, că e femeluță destul de frumoasă. Iar a venit așa domnul Max. Așa, puișori, fiecare la treburile lor. Și Danuț vă urează o după masă plăcută, numai bine și sănătate. Vă dăte și cireșul înflorit. Zău super ce primăvară. Doamne ajută!